Vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Deuteronom 22 cu 10. Un text poate neobișnuit pentru predici, dar este cuvântul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu trebuie să fie descoperită în tot cuvântul. Deuteronom 22 cu 10. Cuvântul Domnului sună în felul următor. Să nu ari cu un bou și un măgar înjugați împreună. Amin. A, am spus amin. Amin. Ok, așa. Sună ciudat de multe ori cuvântul lui Dumnezeu, nu? Dar este al lui Dumnezeu. Și dacă este pus pentru noi în formă scrisă în paginile Sfintelor Scripturi, însemnează că este pentru învățătura noastră. Capitolul 22 din Cartea Deuteronom este un capitol foarte practic, în care Dumnezeu învață pe Israel, învață biserica, relația cu semenul. Capitolul 22, versetele 1 la 4, cum să te porți cu semenul. Învață lucrurile potrivite și nepotrivite în viață, 22, 5 la 12. Apoi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt continuă și ne învață despre sanctitatea familiei sau sfințenia familiei, 22 cu 13 la 21 și de asemenea spre concluzia capitolului 22 din Deuteronom, cuvântul Domnului ne învață despre imoralitate, să ne ferim de imoralitate, versetele 22 la 30. În pasajul de astăzi, Duhul Domnului a vorbit prin Moise și a spus, aveți grijă să nu înjugați împreună boul cu măgarul. Boul nu se potrivește la arat cu măgarul, după cum spinul nu se potrivește cu smochinul. Mărăcinele nu se potrivește cu măslinul. Și omul credincios nu poate să se potrivească cu cel necredincios. Dar bineînțeles că atunci când Dumnezeu a spus aceste cuvinte, a avut în vedere prin Moise să comunice lui Israel o învățătură practică, adâncă, profundă, profetică chiar. De aceea, în această dimineață, în cadrul acestui serial pe care l-am numit și intitulat Micimea unui om mare, deci suntem în serialul Micimea unui om mare, ne vom uita în cuvântul Domnului într-un mesaj pe care l-am intitulat O anume nepotrivire. O anume nepotrivire. Trei lucruri vom vedea, trei lucruri vom urmări și primul lucru este un adevăr practic în acest pasaj, în acest verset, un adevăr practic. Uitați-vă la practicabilitatea despre care vorbește Scriptura. Boul este mare, este înalt, este puternic, măgarul este mic, este mai slab și mai ales încăpățânat. Pune-i împreună și ai avut probleme și ți-ai făcut probleme. Dar bineînțeles că adevărul spiritual merge dincolo de acest aspect fizic între cele două animale pe care le folosește Dumnezeu ca să educe poporul său. Și uitați-vă la trei aspecte practice. De exemplu, amestec între cuvântul Domnului și voia omului. Nu este deloc potrivit să amesteci cuvântul Domnului cu voia omului. În Ezechiel 33, versetele 30 la 31, cuvântul Domnului spune în felul următor. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe lângă ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine. Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântarea pe corde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Cuvântul Domnului nu se potrivește să fie amestecat cu voia omului. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are câteva caracteristici speciale. Să enumerăm câteva. Este puterea vie a lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 12. Este viu și lucrător, nu?
Este puterea care naște din nou. 1 Petru 1 cu 23. Ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci. Este puterea care vindecă și face minuni. Psalmul 107, versetul 20, Matei 8, 8 la 10. Este puterea care materializează nimicul. Dumnezeu a creat totul din nimic, a poruncit nimicului și nimicul a căpătat ființă. Vă aduceți aminte ilustrarea pe care o folosea fratele Richard Wurmbrand în această direcție când a fost închis. N-am să o repet din rațiuni de timp. Este puterea absolută a lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. În Ieremia 32, versetele 17 și 27 spune: Ah, Doamne Dumnezeule, iată că Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Iată că Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea? Nu, nu este nimic de mirat din partea lui Dumnezeu. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să-L ascultăm. Nu ne-a fost dat să-L dezbatem, pentru ca să vedem dacă ce decidem noi, care este voia noastră cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu este absolut. Cuvântul lui Dumnezeu îl reprezintă pe Dumnezeu. De aceea, tu și cu mine avem această opțiune, să-L ascultăm. Când ieșim din această opțiune și aplicăm voia noastră la cuvântul lui Dumnezeu, nepotrivirea este acolo, Dumnezeu o interzice. Un al doilea aspect, amestec între voia Domnului și voia omului. Nu numai cuvântul Domnului și voia omului, ci voia Domnului și voia omului. 2 Cronici 19:2. Jehu, fiul profetului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, auziți, cum de ai ajutat tu pe cel rău, pe Ahab în cazul acesta, și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul. Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Nu întotdeauna pricepem voia lui Dumnezeu. Eu nu o pricep întotdeauna. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, voia lui Dumnezeu nu trebuiește chestionată. Știți de ce? Dacă știm măcar aceste două adevăruri fundamentale. Primul, că Dumnezeu este bun. Ați auzit? Dumnezeu este bun. Cum a spus Iisus Hristos, bun este unul singur, Dumnezeu. Fiind bun, Dumnezeu nu poate să născocească răul. Și atunci, al doilea adevăr pe care trebuie să-l știm, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Nu poate fi ispitit să facă rău. Prin urmare, dacă voia lui Dumnezeu nu înțeleg și dacă voia lui Dumnezeu nu înțelegi, să nu creadă cineva că voia lui Dumnezeu este rea sau este îndreptată împotriva ta sau împotriva binelui tău sau împotriva viitorului tău. Și când treci prin încercare, aduceți-vă aminte de ce spunea Dumnezeul lui Israel, Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile mele care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță, o nădejde. Nu chestiona voia lui Dumnezeu ca să o ratifici cu voia ta. Nu face planuri în afara voiei lui Dumnezeu. Isaia 30:1. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac ligăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Și apoi este un element. Când calci voia lui Dumnezeu, faci voia celui rău. Când calci voia lui Dumnezeu, faci voia celui rău. 2 Timotei 2:26. Și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. În cursa diavolului, în care au fost prinși ca să-i facă voia. Nu înjugați, nu puneți împreună lucruri care nu se potrivesc. Este și o a treia dimensiune. Confuzie între calea Domnului și căile omului. Confuzie între calea Domnului și căile omului. Ieremia 6:16, un pasaj cunoscut, dar neînțeles de foarte mulți. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați-vă care sunt cărările cele vechi. Aici ne încurcă. De aceea s-au născut și grupări, chiar printre bisericile pentecostale, cărările cele vechi. Așa. Uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vechi și care este calea cea bună ca să umblați pe ea.
și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Nu vrem să umblăm pe ele. Isaia 55, 8 la 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Vreau să observe Biserica Domnului, inclusiv dumneavoastră care ne ascultați prin internet, următorul adevăr. Când Duhul Domnului a vorbit prin profetul Ieremia și a spus, găsiți cărările cele vechi și uitați-vă la calea cea bună, doi termeni diferiți sunt folosiți. Doi termeni. Pentru cărări este folosit termenul metiva și însemnează metodologie de a ajunge la calea care este una singură. Că dacă sunt mai multe căi, avem probleme. Atunci calea e mai bună. Nu vedeți dumneavoastră că asta este cearta în lume? Creștinismul este bun. Nu. Islamismul este bun. Nu. Confucianismul este bun. Nu. Spiritismul este bun. Frați și surori, doamnelor și domnilor, calea este una singură și calea este Iisus Hristos. Cărările de a ajunge la Iisus Hristos sunt multe. Cărările sunt multe. Calea este una singură. Și care sunt aceste cărări? Și au fost întotdeauna. Este neprihănirea lui Dumnezeu. Proverbe 14 cu 34, Roman 10 cu 4. Este sfințenia, Psalmul 93 cu 5. Este ascultarea de cuvântul Domnului, 1 Ioan 4 cu 6. O altă cărare este jertfa lui Iisus Hristos, bineînțeles, Ioan 3 cu 16. Este Duhul Sfânt, Galateni 5 cu 16. Este iubirea de frați, 2 Petru 1 cu 7, 1 Ioan 4 cu 21. Este caracterul creștin, Galateni 6, 2 Petru 1, 4 la 8. Este cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119, versetele 9, 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cărarea, nu cărările, cărarea îndreptându-se după cuvântul tău. Deci cărări de a ajunge la cale sunt multe, dar calea este una singură, calea este Iisus Hristos. Calea este Iisus Hristos. Deci în primul rând, când Duhul Domnului a vorbit prin Moise acest cuvânt, acest verset ciudat, a avut în vedere o aplicație practică. A avut în vedere o aplicație practică. Să nu asociem cuvântul Domnului cu voia omului, voia Domnului cu voia omului și să nu facem confuzie între calea lui Dumnezeu și căile oamenilor. Al doilea lucru, în al doilea rând, când acest adevăr ne-a fost revelat, avem în vedere, bineînțeles, un adevăr spiritual. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în Levitic, capitolul 11, versetele 2 la 8, citim aceste două lucruri. Boul este un animal curat. Măgarul este un animal necurat. Prin urmare, două lucruri de tipul acesta, de natura aceasta, nu se pot asocia împreună. Curăția cu necurăția. Sfințenia cu fără de legea. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, potrivit Exod 13 cu 13, 34 cu 20, măgarul trebuia răscumpărat ca să poată să fie util. Dacă nu era răscumpărat, trebuia să-i se frângă gâtul. Deci putea să fie răscumpărat ca să fie util. Așa suntem noi. Putem să fim răscumpărați din păcate, din fără de legi, din problemele noastre, ca să putem să fim utili în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului prin acest verset ne spune un adevăr spiritual profund. Dumnezeu interzice categoric, și sper că toți tinerii mă ascultă, căsătorii nepotrivite. 2 Corinteni 6 cu 14 și 17 la 18. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Sfințenia cu firea nu face casă bună niciodată. Poate că vei zice tu, îmi vei zice, eu știu exemple în care fata a fost necredincioasă, băiatul credincios, dar s-a pocăit și ea. Aceste exemple nu sunt pentru folosit în casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că în momentul în care te-ai împrietenit cu un necredincios, cu o necredincioasă, ca să mergi pe drumul căsătoriei, în momentul acela ai dovedit răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Neascultare față de Dumnezeu. Căsătorii nepotrivite. Lumea cu biserica. Iacob 4 cu 4. Prietenia cu lumea
Este vrăjmășie cu Dumnezeu. Tinerilor, sunteți la liceu, sunteți la facultate, ești la serviciu, ești oriunde vei fi. Este bine să fii prieten cu oricine, dar nu prietenii care să te împingă să faci ce face lumea. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu spune să nu vă potriviți chipului veacului, lumea acesteia, care gândește împotriva lui Dumnezeu. Dacă tu poți să fii o influență pentru lumea din jurul tău, este foarte bine. Dar când lumea din jurul tău devine influență pentru tine, asocierea între sfințenie și nesfințenie este interzisă de Dumnezeu. Prietenii nesfinte, 1 Corinteni 15 cu 33, puțin a luat dospește toată plămădeala. Toată plămădeala. Prietenii cu cei răi și batjocoritori, Psalmul 1, versetul 1, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Compania mincinoșilor nu este bună, Psalmul 26, 3 la 5, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău, spune David. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Nu urmezi, nu te asociezi cu corectitudinea politică și religioasă a timpului. Din nou, mă auzesc mereu spunând lucrul acesta. Îl spun pentru că este un pericol. Este un pericol pentru societatea contemporană, este un pericol pentru lumea politică contemporană, este un politic pentru lumea business-ului contemporan. Când auzi și business-ul acesta, de aici încolo, sponsorează pe toți homosexuale, și business-ul acesta sponsorează toate păcatele, și business-ul acesta încurajează avortul, și business-ul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, corectitudinea politică nu-i pentru Biserica lui Hristos. Bou cu măgarul nu stă împreună. Punct. Și Biserica trebuie să știe lucrul acesta. Vei fi și vom fi acuzați că suntem narrow-minded, închiși, reduși, nicio problemă. Prefer să mă acuze lumea că sunt strâmt și îngust la vedere, dar să mă laude Dumnezeu că sunt bine. Pentru că la ce mi-ar folosi să mă laude toți și Dumnezeu să-și întoarcă spatele către mine? La ce ți-ar folosi? Eu cred că nu folosește la nimic. Eu cred că nu folosește la nimic. Evită prietenii de vreme bună. Proverbe 24, 1 la 2. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei. Căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vestesc nelegiuiri. Iov 6, 14, 15, 27. Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, spune el aici. Voi, prietenii mei, năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe văduvă, prigoniți pe prietenul vostru. Evită creștinii inepți. 2 Tesaloniceni 3 cu 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Și apoi uitați ce spune mai departe în 1 Corinteni 5, 9 la 11. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea aceștia, pentru că sunt curvari și în biserică, însemnează. Este greu să auzi aceasta în poporul Domnului, așa-i? Dar uitați ce spune apostolul Pavel. Zice, însă n-am avut în vedere cu curvare lumea acesteia, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Cu un astfel de om nu trebuie să vă asociați. Un astfel de om nu are loc în Biserica lui Dumnezeu în sensul să fie partenerul tău de rugăciune, de sfințenie, de post înaintea lui Dumnezeu. Cu un astfel de om te împiedici. Cu un astfel de om dai înapoi. Cu astfel de persoană nu crești în credință, scazi în credință. Pentru astfel de persoană, retrage-te în odăiță și roagă-te lui Dumnezeu, stăruiește înaintea lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos, cere puterea lui Dumnezeu și dacă va vrea să-și deschidă inima către Dumnezeu, se va schimba, se va transforma. Dar responsabilitatea de schimbare este a persoanei respective, nu este a ta, nu este a mea. În al treilea rând, pe lângă adevăr practic, pe lângă adevăr spiritual, este în versetul acesta o ilustrare a înțelepciunii lui Dumnezeu. O ilustrare a înțelepciunii lui Dumnezeu. Însă, citesc acest verset. Ia ascultați-l bine, pentru că acesta este cheia. Isaia 1 cu 3.
Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște, este a stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Hai să vedem în concluzie trei lucruri pe care le spune profetul Isaia, legate de asocierea aceasta nepotrivită între un bou și un măgar. Iar pe aplicație spirituală, între credincios și necredincios, între oameni firești și oameni duhovnicești. Și primul mare adevăr pe care profetul Isaia îl spune legat de versetul pe care l-am citit din Isaia 1:3 este că fiecare din noi trebuie să învățăm cunoașterea de Dumnezeu. Trebuie să învățăm cunoașterea de Dumnezeu. Isaia 1:3, partea 1. Boul își cunoaște stăpânul, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, boul are această caracteristică, cunoaște. Eu am crescut la țară, părinții mei aveau vite, bivoli, venea turma dimineața, se ducea toată turma la păscut, seara când venea acasă nu se încurca nicio vită, fiecare știa să meargă acasă. Dacă te duceai, ne mai trimitea mama câteodată, dacă te duceai la turmă, ne trimitea să ducem sare, că plăcea, trebuia, aveau nevoie de sare, vitele, un bulgăr de sare, și te vedea, te recunoștea și venea la tine. Copilul eram uimit să văd înțelepciunea aceasta. Prin urmare, când cuvântul Domnului spune boul își cunoaște stăpânul, însemnează că vorbind acest verset și în Deuteronom și în Isaia, capitolul 1, Dumnezeu ne spune următorul lucru. Este importantă cunoașterea. Este importantă cunoașterea. Pentru câteva argumente. Primul argument, cunoașterea lui Dumnezeu te prezervează etern. Osea 6:4. Poporul meu pierde din lipsă de cunoaștere. Dacă nu cunoști adevărul, mergi în rătăcire. Îți pierzi mântuirea. Îți pierzi bucuria sufletului. Pierzi bucuria mântuirii. Cunoașterea de Dumnezeu, după cuvântul Sfintelor Scripturii și nu după poveștile nimănui, și aș vrea să mă ascultați bine, nici după predicile oricui și nici după profețiile oricui. Cercetați cuvântul, cercetați păstorii, cercetați profețe, cercetați pe cei ce se ridică în numele Domnului, pentru că sunt două pericole mari pentru poporul lui Dumnezeu, păstori mincinoși, învățători mincinoși și proroși mincinoși. O spune cuvântul Domnului, de aceea comparați. Cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașterea adevărată de Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, te eliberează, te emancipează. Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul te face liber. Acolo unde există pocăință de felul acesta, tot timpul trebuie să stai cu capul plecat, că cineva este cu bățul de baseball după tine și te bate și te rupe și iar te bate și iar te rupe. Aceea nu este pocăință, aceea este religie. Este religie. Când cunoști adevărul lui Dumnezeu, ai bucuria mântuirii în inimă. Se tulbură lumea în jurul tău, tu stai în picioare. Auzi că toate lucrurile parcă sunt împotriva ta, ai liniște și pace, pentru că tu cunoști acest adevăr și acest adevăr îți dă liniște, îți dă confidență, pentru că a spus Dumnezeu, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da, dar este întuneric, este război, sunt probleme. Iisus Hristos este cu mine. Îți dă liniște. Te emancipează, te ridică deasupra mulțimii care nu pricepe pe Dumnezeu. Nu numai atâta, mai mult, cunoașterea adevărului și mai ales a stăpânului, a lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, notați acest adevăr, tinerilor. Oricine ți fie la internet sau televiziune, unde o să ne urmăriți, notați acest adevăr, cunoașterea adevărului, a cuvântului și a stăpânului, boul își cunoaște stăpânul, știți ce efect are, știți ce se întâmplă? Te ferește de nebunie, de nebunie.
Uitați-vă în cuvântul Domnului din nou la acest pasaj care este cunoscut de dumneavoastră și care mulți îl urăsc și spun nu trebuiește nici citit în biserică, într-o societate pluralistă și ca și cea actuală în care din nou corectitudinea politică dictează ce-i voie să predicăm, ce-i voie să vorbim, ce-i voie să spunem. Ia auziți cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nu i-au dat glorie. Deci i-au întors spatele cunoașterii lui Dumnezeu. Ci s-au dedat la gânduri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păstări, dobitoace cu patru picioare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Din pricina aceasta, pentru că n-au păstrat cunoașterea stăpânului. Ține minte acest lucru. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, homosexualism, lesbianism, droguri și toate fără de legile care sunt în lumea de astăzi. De aceea, pentru că au întors spatele la cunoaștere. Nu vreau să ofensez pe nimeni, dar să fie un bou mai inteligent decât tine, dă-mi voie, dragul meu. Dă-mi voie să spun un cuvânt, trezește-te, trezește-te. M-am spus, mi-aduc aminte că am văzut un show pe Discovery sau Learning Channel, Tabu. Și unul era, deci din ceva interzis, unul era îndrăgostit de bou, de un bou. Ăsta era bucuria lui. Pe când te uitai în ochii lui, el arăta mai bou decât bou. Prezervare. Dacă vrei să scapi de nebunie, cunoaște stăpânul. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Al doilea adevăr. Evită dezbinătorii. Fiți atenți la acest pasaj. Măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Romani 16, 17 la 18. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare îi înșală inimile celor lesne necrezători. Iuda 1, 10 la 13. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binerea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici, fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării, care își spumigă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pe vecie. Fiți atenți! Ascultați-mă cu atenție! Boul cunoaște pe cine? Stăpânul. Măgarul cunoaște ieslea. Pentru că pe el îl interesează mâncarea. Pântecele. Se strecură printre noi oameni care atâta știu, să profite. Să profite. Au logica unui măgar. Să profite. Unde se poate câștiga? Pe cine pot manipula? Pe cine pot duce în eroare? De unde pot să iau un câștig ras? Și cu cel pe care îl manipulez, apoi, spune Apostolul Pavel, dezbin poporul Domnului. Dezbin poporul Domnului. De ce nu se poate și nu-i voie să asociezi boul cu măgarul? Boul cunoaște stăpânul. Măgarul este interesat în ieslea stăpânului. În mâncare. Și nu întotdeauna mănâncă. Pentru că de multe ori calcă mâncarea în picioare, de multe ori strică ce este în ieste. De ce? De ce, frați și surori? De ce trebuie să fie printre noi oameni care să se comporte în felul acesta? De ce trebuie să strici cântarea de laudă?
De ce trebuie să strici rugăciunea? De ce trebuie să strici cuvântul Domnului? De ce te interesează numai lucrurile acestea? Dacă te-ai hrăni ca să fii sănătos, ca să fii binecuvântat, ar fi bine. Dar dacă te hrănești doar ca să satisfaci pântecele și după aceea să lucrezi la dezbinare și la tulburarea poporului Dumnezeu, lucrul acesta este nepotrivit. Este nepotrivit. Pe un om poți să-l cunoști după interesul pe care îl are. Dacă te caută pentru colectă, dacă te caută să-l iai la restaurant, dacă întotdeauna zice, când mai ieșim la un grătar, când ai un grătar, spune-i, acum e rândul tău, vezi că nu te mai întreabă a doua oară. Nu te mai întreabă a doua oară. Nu mai ai prietenie cu el, nici cu ea. Dacă numai pentru pântece te caută sau mă caută sau ne caută, oamenii aceștia au probleme. Au probleme spirituale. Sunt interesați numai de iesle. Numai de iesle. Dar, este un al treilea adevăr. Un adevăr pozitiv, o înțelepciune practică, chiar și în acest interes pentru iesle. Și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Deci o înțelepciune practică, cea de-al treia înțelepciune. Ce însemnează? Însemnează că acest animal este persistent, vă rog să notați acest lucru, este persistent să fie mereu la aceeași iesle. Pentru că știe că stăpânul este bun, are mâncare bună, nu pune mâncare rea acolo și de aceea îl interesează, domnule, iesle aceasta mă interesează. Oare de ce n-am învățat și noi de aici, frați și surori, doamnelor și domnilor? De ce n-am învățat și noi de aici? Dumnezeu ne-a dat aici, la Emanuel, în cazul de față, o iesle bună. Ne-a dat o iesle bună. Cuvântul Domnului este bun. Rugăciune este bună. Cântarea de laudă este bună. Orchestra este bună. Fanfara este bună. Corul este bun. Frații și surorile sunt buni. De ce să căutați, mă, în alte iesle? De ce să vorbim bine tot de alte iesle și să nu vorbești bine de ieslea ta? De ce să nu apreciezi binecuvântarea pe care o ai din partea lui Dumnezeu? De ce să nu te rogi pentru mâncarea din ieslea ta? Și proverbul spune că întotdeauna iarba e mai verde în curtea vecinului. Dar oare e mai verde? Nu cred. Ar trebui să ne intereseze mai bine iesle aceasta. Și pe tine acolo unde ești, iesle de la care mănânci. Și ca să te, când te interesează ieslea de la care te hrănești, atunci vorbești de bine pe frații. Te duci și încurajezi orchestra, te duci și încurajezi fanfara, te duci și încurajezi grupurile de închinare, te duci și încurajezi păstorul, te duci și încurajezi pe cei ce se ostenesc. Nu faci ca și Israel, ne-am săturat de această hrană proastă. Și ei mâncau pâine care s-a coborât din cer, vă aduceți aminte că v-am vorbit la vremea potrivită. Mana nu era un produs vegetal pomicul din vremea aceea. Mana era un produs din ceruri. Aduceți-vă aminte și am să vă citesc din nou și să fim edificați în această privință. Puneți acolo pe ecran Psalmul 78, versetele 23 la 25, ca să putem să ne edificăm și să ne întoarcem înapoi la pasajul nostru apoi. El, Dumnezeu, deci Psalmul 78, de la versetul 23, El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. Nu pomii, cum spune lumea științifică. Mai departe, a deschis porțile cerurilor, versetul 24. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu de unde? Din cer, frați și surori. Mai departe, au mâncat cu toții
pâinea celor mari. Expresia aceasta în ebraică, pâinea celor mari, însemnează au mâncat cu toții pâinea îngerilor. Deci îngerii mănâncă în cer. Asta este hrana lor preferată, mana. Și Dumnezeu le-a dat pâine din cer și le-a trimis mâncare să se sature. Puneți 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 3 și 4, ca să fie toată biserica bine edificată, inclusiv cei ce nu sunt obișnuiți, ca și dumneavoastră, cu un cuvânt și cu o hrană mai puternică în iesle. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Toți au mâncat aceeași mâncare, nu fizică, duhovnicească, spirituală, în pustie. Și toți au băut aceeași băutură spirituală. Au băut apă din stâncă. Și cum vă spuneam atunci când am vorbit la vremea potrivită, asta nu pricep eu nici atunci și nu pricep nici astăzi în poporul Domnului. La Horeb s-a întâmplat prima dată minunea. A vorbit stâncii, a lovit stânca, s-a deschis stânca și a început să curgă apă. Dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului acolo. Au băut apă duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească. Nu era o stâncă. Și ce făcea stânca aceasta? Umbla după ei din loc în loc și nimeni nu vedea lucrul acesta. Nimeni nu vedea minunea lui Dumnezeu. Nu vedea că se mișcă Dumnezeu și umblă cu ei. Și să nu vezi că ieslea de la care mănânci este o iesle bogată, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, aduceți-vă aminte de acest verset prin Solomon, unde nu sunt boi, ieslea este curată. Adică, știți, boii mai fac mizerie, mai trag fânul pe jos, dar unde sunt holde multe, acolo se arată tăria boului. Este traducerea nouă din Proverbe, traducerea lui Bartolomeu, Proverbe 14 cu 4. Încă o dată, unde nu sunt boi, iesle este curată. Deci, unde nu-i tărie, unde nu-i puterea Duhului Sfânt, programele pot să arate bine, foarte perfect organizate, totul este la punct, totul începe la 10 și se încheie la 12. Fiecare cântare este extraordinar executată, este un talent desăvârșit. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă nu este ungerea Duhului Sfânt, nu ne trebuie conferințe, nu ne trebuie cântări profesioniste, este bun profesionismul, ne trebuiește cântări unse cu Duhul Sfânt. Dar știți ce? Acolo unde este boul, la ieslea la care este bou, acolo mai este și mizerie. Ce fel de mizerie? Dacă auzi că cineva strigă mai tare, nu te tulbura că strigă mai tare. Dacă l-ai văzut că se ridică în picioare și laudă pe Dumnezeu, să nu te determine și să spui, este neorânduială în casă Dumnezeu. Mai bine un mes spiritual decât conferință în biserica lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Domnul să lucreze. Nu să-L împiedicăm noi cu fixismele noastre și cu programele noastre. Unde nu sunt boi, ieslea-i curată, da? Biserica arată bine, totul este la punct. Începe la timp, se sfârșește la timp. Ei, când se coboară Duhul Domnului, știți că Dumnezeu nu are timp? Atunci nu ne oprim. Atunci mergem înainte. Atunci lăsăm cântarea să cânte, atunci nu ne mai trebuie predică, sau când coboară Domnul în predică, nu ne mai trebuiește alt lucru, am vrea să nu se termine, am vrea să nu se încheie, pentru că vrem să-L auzim pe Dumnezeu, vrem să învățăm de la Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul pentru ieslea care ne-a dat-o aici, păstrați-o și lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Și să știm să o apreciem, să știm să ținem la ieslea noastră. Măgarul cunoaște ieslea. Este totuși o înțelepciune acolo. Prin urmare, micimea de care oamenii dau dovadă este aceasta. Au promisiunile mari ale lui Dumnezeu, tăria boului, puterea boului, adică, înțelege bine, este boul reprezintă în Scriptură pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa spune, când l-am văzut cu cele patru fețe ale lui, o față era față de bou sau de vițel. Deci, micimea multora este aceasta. În biserica lui Hristos este Iisus Hristos, este puterea boului, este puterea Duhului Sfânt aici. Este tăria care te ridică din groapă, să se plece cineva spre tine și spre mine și să te scape din groapa pieirii, din fundul mocirii, să te ridice din mizeria păcatului în care ai căzut, să ne ridice din toate căderile noastre, numai o putere supranaturală poate. Și aceasta este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este Tatăl Ceresc cu dragostea Lui. El ne ridică. Să nu întoarcem spatele, să ne arătăm mici
să ne intereseze numai Iesle. Ce mâncăm astăzi? Cine predică astăzi? A, nu vin. Cine cântă astăzi? Care grup? A, nu vin. Cine este astăzi? A, nu vin. A, vin. Frați și surori, noi fiecare suntem în mâna lui Dumnezeu un instrument. Dacă nu-și pune Domnul mâna peste mine și nu-și pune mâna peste tine, ești un, suntem un chimvaz zingănitor. Suntem un clopot fără niciun sunet. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că se îndură de noi și își pune mâna peste noi. De aceea să avem grijă cu cine ne asociem. Micimea multora este că asociază bou cu măgarul. Lucra Dumnezeu cu interese personale. Puterea lui Dumnezeu cu business personal. Tăria lui Dumnezeu cu profit. Dumnezeul nostru este mare și ne-a promis că ne poartă de grijă. A promis că îți poartă de grijă. Este în stare să-ți poarte de grijă. Și nu va eșua să nu-ți poarte de grijă. Chiar dacă omenește ni se pare și mi se pare de multe ori că era întârziat să răspundă la o anumită problemă a mea personală, el nu întârzie niciodată. Planul lui întotdeauna este un plan de bine. Încă o dată, cât eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace, frați și surori, nu de nenorocire, ca să ne dea un viitor și o speranță binecuvântată. De aceea, caută sfinții din țară și fii prieten cu ei. Asociază-te cu ei. Dacă vezi că este rugăciune, caută rugăciunea. Dacă vezi că încă este loc în cor, caută corul. Dacă vezi că este loc încă la Oana Club, caută acolo și ajută. Dacă vezi că încă este loc să faci ceva pentru Dumnezeu, caută locurile acelea. Nu căuta numai Ieslea. Și vei vedea cum lucrarea Domnului prosperă, cum lucrarea Domnului crește, dar vei vedea cum tu vei fi binecuvântat ca niciodată. În concluzie, cu cine te asociezi? Cu ce te asociezi? Care sunt prietenii tăi? Care sunt oamenii pe care îi cauți? Te asociezi cu oameni care nu știu altceva decât să mânjească lucrarea Domnului, să murdărească lucrarea lui Dumnezeu, sau te asociezi cu oameni care pun umărul, ca și boul, din exemplul nostru, ca să ducă greul lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim lucrători împreună cu El, să rămânem lucrători împreună cu El. Este o onoare și o cinste. Și cinstea aceasta este a ta și este a mea. De aceea, cu bucurie voi sluji pe Domnul, cu bucurie mă voi asocia, așa cum spune Sfânta Scriptură, sunt prieteni cu cei ce se tem de Domnul. Sfinții din țară sunt toată bucuria mea, oamenii fără prihană, nu lumea, nu oamenii care îngreuiază, nu oamenii care trag de carul lui Dumnezeu și nu oamenii care toată ziua bârfesc Ieslea și pe cei ce pun mâncare acolo. Îl bârfesc pe Dumnezeu în final. Să ne trezim, frați și surori. Să ne trezim cu adevărat, pentru că este timpul ca Dumnezeu să lucreze făgăduințele făcute în această biserică și să lucrăm împreună cu Dumnezeu, să ne asociem cu El, să ne asociem împreună, să strângem rândurile ca să putem să facem voia cea bună și plăcută a lui Dumnezeu, nu voia noastră. Și mă rog Domnului să ne dea înțelepciune în această privință și o voință înduplecată la voința Lui. Amin.